Salut și bun venit la un episod de Diversity pe Barba Neagră și Studentul Gaming. Salutare lume, revenim aici în forță după un an. Tu știi cât de veche e gluma asta? Nu. De un an. Da, bun. Explică-le oamenilor ce facem aici și de ce suntem noi bătuți deci în cap. Noi suntem așa mai încerți la minte și am cedat. Am zis hai să vedem cum se face cu ajutorul a doi youtuberi, Brent Tanuki și Pinman25, doi youtuberi străini. Am descoperit cum se face acest puzzle. Level. Aici scrie biome, noi nu ne-am prins de chestia asta. Dar uitați, dacă stăm pe ele, scrie forest, sky, hell, taiga și mushroom. Ei bine, ăsta era indiciul nostru și noi nu știam cum se face anume. Băi, noi ne-am prins, mă, că aici scrie biome, dar nu ne-am prins de ce. Da, ai beleaua noastră. De ce, asta e beleaua noastră, da. Bun, avem aici desert. Desertul. Și băgăm deci, un tort unde? Știu nu acolo. Aici. Nu, ăla nu era desert. Te-ai pus pe alb și era desert. Ăsta e forest. Ah, ăsta e forest, da. Da, da, vezi că dacă stai pe fier, e desertul. Aha, ce chestie? Da, 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 da. Deci dacă stai acum pe purple, scrie sky și atunci ai zis unde ar fi sky-ul. Păi cred că primul din stânga, nu? Primul din stânga, zice. Hai să păi vedem ăla purple. Zice. Bun. Dar nu bag mâna în foc. L-am pus deja, deci nu mai ai nicio scăpare. Încercă după aia, vedem. Hell-ul. Hell. Albul hell. Uite, stai așa, ore contează și ordinea nu cred, nu? Nu, dar dacă toți suntem așa noi aici, ce contează, nu? Ok, ăsta e hell. Chip, da. Hell, e logic, nether. E aici, nether-ul, da. Evident. Așa cum e cel ăsta, alb. Netherrack e ăla. Da, albul venea la nether, nu? Da, albul. Așa. Avem acum albastru taiga. Taiga. Taiga e ăsta. Și aici ce mai avem? Cred că e ăsta, habar n-am. Mushroom și taiga. Ai băgat albastru la taiga? Unde trebuie să bag? Care băi, taiga? La taiga, stai așa, ce pune la taiga? Bună întrebare. Holy shit! La taiga trebuie să punem albastru, dar unde, care-i taiga dintre astea două? Că numai astea două mai rămas. Nu știu, dar ăsta e miselium de la pe care ești tu acum. Ăsta e miselium de la. Da, păi... da, e din ăla, cum îi zice, pământ din ăla, blestema sau ceva genul. Da, și ăsta mi se pare că e la celălalt, la ultimul, e la Mushroom Land, Mushroom Island. Da, atunci aici punem la atunci băgăm zăpadă, taiga aici, taiga. Dar eu am zăpada, dar de ce? Ei, de-asta-i mă, că copacii e taiga, da, da, brazii taiga. Deci, ce vine... Corect! Bravo, boss! Mă gândeam la acacia și nu înțelegeam de ce, pentru că acacia e cam deșertic biome-ul, știi? Asta. No. Sau ăsta la altul. Ăsta la altul, ăsta de aici, au! Trăsă și o palmă, da, 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 da. E, păi așa... Între prieteni, așa, a? Da, da, da. Da, da, da. Și orange, nu? Păi da. Dă-te încolo de geniu ce ești tu. Da, da, geniu. Trebuie să le mulțumim la aia doi. Bă, ți-a zis că s-o glinzi. Hint. Ce tare. Always moves. After 5, returns to 1. How good are you? Count skills. Counting skills. Cât de bune sunt skill-urile noastre de numerotare. What the fuck? Ai apăsat pe ceva? No. Stai așa că a zis după 5, ne întoarcem către 1. Mai știm cum se face prostia asta. E, mai știm o dudă. Da? Ok, am rezolvat-o. Și că după 5 ne întoarcem la 1. Cam în mod 1, stai așa că îți spun eu care e șmecheria. Zui. Am dat acolo pe rumul care nu trebuia. Ha? Exact, stai așa puțin că ajungem unde trebuie iară. Bun, aici. Dă-ți TP la mine. TP. Barbă neagră, tu min... Sau cum era? TP. Stai așa. Target player, destination player, da. Gata, sunt la tine, sunt la tine, sunt la tine, sunt la tine. Am dat pe room 1. N-am văzut de tine și am dat pe room 1. Bun, dar nu. Dar numai ce trebuie să la hint. The fuck? Deci, after 5, returns to 1. După 5 ne întoarcem la 1. Cât de bune sunt skill-urile tale de numerotat? Ok, deci, hai să vedem, aici avem 5. După 5 ne rotim la 1. 5, zice că ne întoarcem la 1. 3, uite, acum am și să mă duc pe 3. Hai, te-ai dus pe altul? Nu, da, eu sunt pe 3 acum. Bun. Deci 5, uite asta îmi zice 5, vine pe 5, asta de aici. Stai. Unde sunt eu? Nu, asta la altul, cred. A, pe asta?
5. 5, 5. 5. Cred că acum vine 1. Nu cred. Nu, cred că trebuie after 5 return to 1. Deci after 5. Ah, stai mă. Ah, uite mă ce bolovan suntem. Deci avem ăsta pe jos. Știi ce? After 5 ne arată ăla return to 1. Bun, deci ar fi așa, una, două. N-au dudă că te întorci și înapoi. Nu vezi că te dă înapoi? Da, da, ne întoarce înapoi după prima. Deci nu e bine. Uite, al doilea nu m-a întors înapoi. Deci 3, 3, 5. De fapt e 5, 3. Nu, am numerat ușile de la, acum am zis în mintea mea, de la 1 la 5, știi, de la... A, am înțeles. De la sângă la dreapta, scuze. Am luat ăsta, treci pe el. Căpălant. Haiți. Și ăsta e... ce e acum? Dar nu scrie. Nu știu, acum m-am pierdut. Cred că pe aici. Asta zici tu. Nu. No. Nu. Ne-a dat înapoi, bun. Deci, stai, asta avem... stai așa, de la dreapta la stânga le numerotezi tu? Da, nu, nu, de la stânga la dreapta, deci ăsta... Păi avem 1. Prima dată 5. Oh, stai, că mi-am lăsat game modul din greșeală. Avem 5 prima dată, da, iau pe aici prin colț, după aia 1, adică aici. Da. Nu, game nu e 1. Nu e 1, bun, deci 9. 5, 5, e 5-5. Da, da, 5-5 și apoi a fost pe 1. Și după aia 1. Da. Aici am îmbulinat-o. Aici. 5-5-1. After, deci după... Auzi, hai deci, să luăm, hai să luăm. Uite pe aici. 551. Da, mi-a fost pe ăla. Mai fost pe ăsta? Da. Ia, 5513. 5513. Ăsta, ăsta e că s-a întors. 513. Stai așa, hai să luăm pe ăsta pe al doilea. 5513. Ha! Mamă, ce wow. Ce nu pot să cred că am... A... Ce ai făcut? Deci 5, 5, 1, 3, 5, 3, ai zis, apoi 32. 2, da, așa, da. Și am avuns înapoi aici. Și 2, stai bun. Un pic să notăm. Așa, 5, 5, 1, 3, 2, bun. Așa, acum, hai pe ultimul. Ultimul zici? Da, 5. Hai pe ultimul. Deci 5. Deci am mențim levelul ăsta. Da, da. 3. Așa. Hai pe 4. Nu, nu, stai, acum era 2. Nu, 2, cum așa? Da, da, 2. Și acum hai pe 4, dacă am fost pe 5, hai și pe 4. Bun, uite că ne-a lăsat 4. Notează. 4, bun. Bagă la notare. Acum stai tu așa, alegi. Stai așa puțin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, după 5 te întorci la 1. Se repete, bun, deci hai, iară 4. Uite, 4, 4, 4, 4. Uite, m-a lăsat să trec. Aha. Cred, uite, deci avem 5, 5, 1, 3, 2, 4. Primele 1, 3, 2, 4, da. Da, acum s-a repetat 4. 4, dar return to 1. Înseamnă că ne întoarcem invers și acum ar trebui să avem 2? Hai să vedem. Nu. No. Nu, no, n-a mers. Se pare că nu e 2. 5, 5, 5. Nu. 1. Da. 3. 3, 2, 4, 4. 2. 3. 2, 4, 4, 4, 4. Pe care am fost? Ai fost pe 2. Pe 2 am fost, încea hai pe 3. Merge, notează. 3, bun. 3, Dar ce cu astea roșii? Pentru că astea ar trebui să fie indici ceva. Da, 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 dar nu îmi dau seama, deci... Cred că acum ar merge... Păi uite, de exemplu a fost roșu. 5 minus... ia, 5 minus 2 a fost 3. Acum... Am trecut pe 3 minus 1, e 2. Să mor dacă înțeleg ce zisești. Nu, deci am 5, observat o chestie ca astea, trecem printr-una și dacă le scădem, ne dă rezultatul la alta. 3... Sau e doar o coincidență, 2, așa. Cred că 2, 4... 4 urmea acum, sau? Da, 4, 4, 3. 4, 4... 3. 3. Și atât. Atât avem acum. Da. Hai să-l luăm pe 5. Dar am fost pe aici parcă. Stai, uite mă că noi avem hint aici. Ce avem? Move, if, așa move 3 space, enter door 3 îmi zice. If păi n-am fost move pe 3 odată. Enter door, if moved 3 spaces, enter door. Adică dacă ne mișcăm. Ah, stai, deci pe care am intrat pe 4? Am intrat pe 4, nu? 1, 2, 3.
Nu, am intrat pe 3. Pe 3 am intrat? Da, da, ultima e 3, deci... 1, 2, 3, atunci hai pe 1. Da, uite cum merge. Bravo! Bun, a fost stai. Un buton acolo. Mai bagă un 3 la sfârșit, că tu ai secvența de numere. 3, 1 era acum, nu? Era 1, nu 3. Da, 1, așa. Așa. Bun. Și acum bun. Trebuie să băgăm 1, 2, 3. Nu, stai. 1, 2, cred că pe 5 acum. Hai! Nu. Fuck! Bun, deci 5, 5. 5. Stai așa. 5, 1, 3, 2, 4, 4, 3. 1. Da, da. 1. Fuck, scuze, intrai din greșeală. 5, 5. 5, 1. 1. 3. 3, 2, 4, 4, 3. 2. 2. 4. 4. 3 sau 1 era? A, 3. 3. 1. Acum 1. Și aici nu mai știm. Aici nu mai știm. Hai, eu greșit o dată, rândul tău. Rândul meu? Rândul tău. Să te văd. Am avea noroc să mai picăm o dată pe asta. Nu. Una. Una. Stai așa, cum mai venea? 3, 2. După 1 vine 3, nu? Da. Da, 2. 4. 4. Mhm. 3. 1. Da. Și aia e. Mamă, stai, deci era 5, 5, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 1. 1, 3, 2, o fi 2 acum. Ah, hai, 2, hai pe 2. Uite, ai nimeritul. Așa, da. Stai așa, și acum e 4. 40. Eu așa zic. Bun, uite. Ha! Băi, băi, te duce. Atât, mă duce mintea, a? Da, 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 te duce mai bine ca pe mine. Moarte sau viață? Eu cred că e destul de evidentă alegerea. Da, viață. Am rămas. Uite, uite, 3. Da, da. Asta e copac. E viață. Asta e viață. Salesman, ce era salesman? Ce înseamnă? Cum, vânzător. Vânzător. Păi de ce, care-i treaba? What's up? Salesman e vânzător? Păi nu, da, da. Păi, uite, 3 înseamnă viață. Ce înseamnă salesman? Viață. Salesman e de ăsta, de vânzător, de bate la tine la ușă și încearcă să-ți vândă, da, 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 aspiratoare. Da, da. Nu, nu, gândește că copacul e viața, înseamnă viață. Salesman, ce înseamnă? Asta cred că trebuie să alegem. Ah, salesman înseamnă diavol, moarte, întotdeauna. Da, atunci hai pe roșu. Stăm hai. În roșu. Respawn. Horseman. Horseman e diavol întotdeauna. Tot diavol. Ok, da, da. Dar de unde știi tu chestiile astea? Că eu nu mă prind cu diavol. Life experience, my friend, și filme. Line. Da, da. Line, asta e viața. Line, da, fiindcă stai în rai, la da, linie. Da, da. Metal, death metal. Da, exact, bravo. A. Oh, stai. Asta e de la rock. A, mi-ai dat foc? Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu ți-am dat foc. Ești în altă cameră, mi-a arătat mie. Mi-a arătat și pe... Acum a revenit Spice. Spice, roșu, chestii, cred că moarte. Iar moarte. Cred, habar nu. Hai să vedem. Ce chestii nu, ciudată? Nu era. Serios? Da, da, da. Deci fuck era, me! 3 viață. A. Salesman, diavol ai zis. Da, da. Păi întotdeauna că vine diavolul, da, la ușă, da, da. Știi, și încearcă horseman. Să te convingă. Și horseman e că vine... Ai văzut și tu ăla... Cum era, domne? Line era viață. Călărețul înflăcărat. Da, știu care zici. Ce-ai făcut, boss? Metal, metal dead. Metal, dead, metal. Și acum cred că vine Spice, nu? Da, Spice am Spice, zis că e viață acum, că am fost pe ala. Da, da. After life. Circle. Circle of life. Da, circle of life, bun. Blue screen of death. Hai ce mișto. BSOD. Ok, opa, am scăpat într-o cameră. Nice, ce mișto ne stai așa, transport room 1, continuation. Continuation. Stai, ce aici? E o Access cameră denied. Colorată. Denied. Continuation. Bun. E mișto aici. Atunci aici trebuie să mergem, dar să stai un pic să-mi dau clear items, așa. Așa. Clear barbă, ca să ai... clear barbă dă-mi. Neagră. Atât. Apasă pe butonul ăla. Păi am să știu, dar apasă și tu să... Gata. Așa. Mă doare capul deja, stai așa. Da, da. Question for the determined. Cine sunt? Combination. Negru, purple, alb.
albastru, galben. Aici ai hintul. Since you can't remember the combination, zi, hai. Since you can't remember the combination order in room 1, try counting the appendages on your hand appendages. Slowly. Appendages. On your hand slowly. Da. Din moment ce nu ne-am amintit ordinea din camera 1, hai să numărăm. Da. Dar nu știu appendages cum se traduce în Minecraft. On your hand slowly. Appendages. Astea sunt practic bandaje, știi? Adică, on your hand slowly. Ia stai puțin, ce avem noi aici? Anexe ar fi. Appendages. Ha. Hint for the weary. Practic noi acum trebuie să numărăm pe mână. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Dacă numărăm pe mână, adică pe degete. 1, 2, 3, 4, 5. Ce mă? Când ai zis pe mână, am dat-o. Atât de simplu! Da, hai. N-are cum. Question for the terminate. One of us rises while other disguises. Whilst the other disguises, ok. Odată m-am uitat la un Enderman. El nu m-a văzut, așa, ciudat. Probabil... probabil era drojdia cu care găteam și... Na. Păi atunci... drojdie, păi e tort! Pâine? Nu, da. Pâine, drojdie. Așa. Nu se face și la pâine, sau? Păi ba data aia nu s-a deschis, what the fuck? Este o leacă, hint. Păi, deci odată m-am uitat la un Enderman. Stai așa, Enderman! Avem ceva de Enderman pe aici? Uite asta cu capul. Da, bravo, bravo! Băi. Hai că suntem mai buni. Bravo. A man who had two sons, his sons grew up. Da, un om a avut doi fii, fiii lui au crescut și au avut și doi la rândul lor. Acei fii au crescut și i-au avut și ei la fiecare așa. Deci, every man is born a son, even a father. Fiecare om se naște un fiu, chiar deci, și tatăl. Doi copii cu patru, aia doi au patru, aia patru au opt. Păi nu, și vine doi... 4 și acum nu, stai puțin că 2 ori 4 fac 16. 2 ori 4, 4 ori 4 fac 16. Are și 2 vine... copii, aia 2 au alți 2, asta înseamnă 4, aia 4 mai au încă 2 fiecare, asta înseamnă 8, dacă nu mă înșel. 2 cu 4, 8, 14 și... Băgăm 8. Și uite ce este, every man is a born a son, even a father, deci ar fi 15. 1 și 1. 1 și 5, 1 și 5, 15. Așa e logic. Ia, yeah, hai, bagă, eu nu știu ce să every zic. Every man is born a son, even a father. Sunt 14 copii și tatăl e tot un copil al cuiva. Bravo, mă! Asta-i. Ce ai azi? Ce mâncași azi? Calvit de la de reții. Ciorbă cu perișoare am mâncat. Ia, de acum încolo mâncăm ciorbă cu perișoare de fiecare dată când începem un episod. 26 de litere, but only a few are logical. Așa. Logical seems unlike an interesting group of letters. What is... Number what if you number them? Dacă le numărăm numere logice. Dar ce să numărăm? Că nu înțeleg. Numerele logice din 26. Păi da, eu stai așa că eu nu mai știu care numerele sunt logice. Nu. 26 de litere, but only a few are logical. Da. Logical logic. Seems like an interesting group of letters. What if you number? Dacă le-am numărat, câte ne-ar da? If you number 7 litere, them. Nu? 2, 4, 6, 7. Da, 7 litere. Uite, 7. Ha? Nu se întâmplă nimic. N-are cum, stai așa. Păi da, mă, dar nu știm care numere sunt logice din 26. Vedeți copii, chiar dacă faceți liceul la Mate Info, vă alegeți cu nimic, vă spun eu. ai făcut liceul la Mate Info? Aha. Să vede, te aprob. Cel mai nasol liceu, ever. Da. 26 de litere. Și 26 de litere. Stai un 26, pic. 26 de litere. Alfabetul, mă, 26 de litere. Sau câte are alfabetul? Păi și care-s logice, frate? Nu. 26 deci, de pat, doar câteva litere, sunt logice. Logical. Ia hai să vedem. Lu, a câte litere e în alfabet? Only a few are logical. Bet, așa. Ia să vedem. Nu știu, a 8-a, a literă. Câte litere are alfabetul român? 26, nu? Habar n-am. Dar parcă el lui e a 8-a. A 8-a? Stai așa. A, B, C, nu avem D, E, F, G, H, I, J, K, L. 12. A 12-a. Bun, 12. O-ul? Dar nu cred. O al... Cât ar fi O? 12
M-N-O A15-a. 15? Păi dar n-avem 5, avem 15. Așa, G era A, B, C, D, E, F, G. Cred că 6-a? G era 7. 6! A, B, C, D, E, nu avem F, 6. G. Da, 7, bravo. Așa, nu avem 6. C, a treia. I, e 9. Așa, I, da. 3. C, C e 3. A, logic, 1. 1, 1, unde e 1? Aici. Și mai bag o dată 12, I, da? Păi s-a 2. Deschis, s-a deschis, s-a deschis. A, ok. Rupem. Ok. Ce chestie? I'm total weight of an iron golem, which is 438 de kilograme. Atât are un iron plus golem. Half of me. Plus jumate, 400, da, stai așa, jumatea e 200, 15 și cu 4 fac 19, 219 și cu 400 fac 600, stai puțin, 648, 457? Deci 600 cât? 657? Nu. Nu, stai așa să mai calculăm. Bun, deci... Avem tot. 200. Totalul greutății 5. Unui Iron Golem este 438. 438 plus 200. Plus 1 pe 2 din totalul greutății. Uh-huh. Care este jumătatea care lipsește? Adică 219 avem aici. Da. Plus 438. Deci, așa. Cât îți dă? Deci, stai așa, 438. Da, plus... 219 plus 219 657. Pe exact cât este și eu. Da. 438 plus 1 pe 2. 1 pe 2, un întreg pe 2, cum ar fi asta? Păi nu e boss, că e jumatea. So the total weight of an iron golem is așa, plus 1 pe 2 of the total weight was the missing half. Ah, stai așa, care e lipsa? What's the missing half? Equal. The missing half? Păi o fi asta, 200? Ia bagă 219, stai așa unde e. 200, bagă 1 Uno. Și pun eu 9. No. Nu merge. Nu merge. Că întrebarea e care este jumătatea care lipsește. Cu cât e egală jumătatea care lipsește? Dar care e jumătatea care lipsește? Bună întrebare. I'm the total weight of an iron golem, which is plus half of me. Ah, nu, stai puțin. Întrebarea e zice așa. Eu am greutatea unui iron golem. Golem, da. Care este 438 de kilograme plus jumate din mine. Deci, eu sunt 600... Cât era? 657. 657? Da. Asta era totalul dintre 438 plus 219. Așa, 4, 657. Da. Așa, deci eu sunt atâta. So the total weight of an iron golem e egal 1 pe 2 the total weight. So e ca 1 plus așa, the total weight was the missing half. Deci equal. 438 plus 1 pe 2. Așa, ar fi 219. Of the total weight, deci jumate din 650 și cât a dat. Cât e? Așa, which is for, așa plus half of me. Să fie de două ori 219. Nu, ia, împarte la 2, 600, ăla, 50 ceva. 657. Cât ți-a dat? La 2. Păi ăsta cred că ne dă cu virgulă, 328,5. A, plus 438, dar nu e. Plus 438. Păi dar cum să dea 7, cu virgulă? 6, 6. Nu se termina în 8? Nu, nu, se termina în 7, 6, 5, 7. Ah. Deci, I'm the total weight. Așa, deci eu am greutat total la unui Iron Golem, care este 438, plus jumătate din mine. Păi da. Așa. Dar uite care e treaba, că după aia zice... So, așa că puțin, greutatea uite, totală, zi. Deci, fii atent, deci, greutatea totală a unui Iron Golem este 438
Plus jumătate, adică 1 pe 2 din mine, din totală, din mine, din greutate totală. Așa. Păi da, dar noi nu știm greutatea totală. Stai așa, care este jumătatea lipsă egală? Da. Dar noi nu știm greutatea totală. Nu, nu, care este jumătatea, dar nu știu ce, care este ăsta, cum zice, missing? Lipsește, care este lipsă. Da, lipsa numărului. Cu cât e egală jumătatea lipsă? Păi și-am băgat odată 219. Da, dar el a adunat 438 plus 219, adică jumătate din 438. Așa, și-ți dă? Și zice care este jumătatea lipsă egală. Să fie tot 219, adică 438 plus 438. Nu, boss, ce ai? Păi 219 știm sigur că nu e. 400... Cât e aici? 438 oricum nu e categoric. Asta e așa. Deci 438 plus 438 cât era? 800 și 38 cu 38, 76? 876, nu? Rup. Dă-te încolo! Deci acolo era greutatea lui plus jumătate și plus încă jumătate care lipsește. N-avea logică, dar... Serios, n-are logică. Eu... N-are logică. Așa, dar eu zic să ne oprim aici, am făcut 25 de minute. Bine, hai că ne oprim aici. Continuăm data viitoare. Până atunci, nu uitați, dacă v-a plăcut să vă abonați, una chestie imens apreciat. Și ne vedem noi ne vedem următor. Data viitoare. Salut!